Botezul este o minune mai mare decât învierea din morți, care considerăm noi că învierea din morți ar fi cea mai mare minune de pe pământ, să vezi că un om se ridică din coșciuc și intră din nou suflare de viață în el. Pentru mine, botezul este o minune mai mare decât învierea din morți, pentru că botezul înseamnă învierea Duhului, învierea omului în Hristos. O înviere către o viață veșnică. Dacă vezi un om că se ridică din coșciug, s-ar putea ca omul respectiv să mai trăiască încă 10 ani, 20 de ani, să moară, și s-ar putea să moară poate tot în păcat și în iad, tot în iad ajunge. Au fost învieri din morți în care oamenii au înviat degeaba. Au înviat degeaba. Și vă dau un exemplu de, nu neapărat înviere, ci de o minune când Dumnezeu l-a scăpat pe Ezechia din Biblie de moarte, i-a mai dat să trăiască 15 ani, dar i-a trăit degeaba, pentru că a făcut mai multe pagube în aia 15 ani decât a făcut sau a stricat cei 15 ani pe care i-a primit cadou de la Dumnezeu. Și știm cu toții ce s-a întâmplat în viața regelui Ezechia, cum prin mândria lui a distrus acei 15 ani de zile și mai bine era să plece atunci când Dumnezeu a hotărât. Așadar, învierea unui mort pentru mine nu-i mai mare minune decât învierea aceasta de care voi aveți astăzi parte, o înviere a sufletelor voastre către Hristos. Stăteam și mă gândeam în timp ce cântam și în timp ce experimentam aceste emoții împreună cu voi, am lăcrimat și eu și am simțit fior și m-am simțit așa pătruns de Duhul lui Dumnezeu și de Duhul vieții care a intrat în sufletele voastre și care a intrat, bineînțeles, și în sufletele noastre. Și mă gândeam, de ce vrea să ne jefuiască diavolul acesta, Dumnezeu să-l mustre? De cât luptă el împotriva oamenilor să nu ajungă la acest act al botezului? Stăteam și mă gândeam că una dintre cele mai mari minciuni și erezii din creștinism este erezia botezului. Una dintre cele mai contrafăcute acțiuni ale creștinismului sau dogme ale creștinismului este tocmai botezul. Pentru că diavolul a vrut să fure acest moment oamenilor. Și a băgat minciuna aceea, o știți cu toții, nu se găsește în Biblie, minciuna aceea, domnule, te-ai botezat de mic și e suficient. Ăla nu-i botez. Aia e o minciună parșivă a diavolului. Știți de ce? Să vă fure tocmai momentul ăsta. În care voi îl alegeți pe Hristos, în care noi îl alegem pe Hristos. Da? Deci dacă diavolul a urlat atât de mult împotriva tainei botezului și încă din secolul al III-lea, deci acum 1700 de ani, deci sunt 1700 de ani de minciună față de botezul biblic. Pentru că botezul în Biblia ortodoxă, deși e o singură Biblie, traducerea ortodoxă, traducerea protestantă, traducerea neoprotestantă și câte traduceri mai există, NTR-ul, noua traducere în limba română, și Vulgata și ce Biblii mai vreți voi, în toate Bibliile botezul este acesta. Acesta în care omul, da, cum e familia Alinuță de față, vine înaintea lui Dumnezeu și zice, da, eu vreau să mă las de păcatele mele, eu vreau să mă lepă de lume. Am deschis aici un text în Galateni 6, atât de frumos spune Apostolul Pavel aici, Apostolul Pavel cu 6 cu 14 în Galateni zice, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, atenție, decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea, atenție, este răstignită față de mine și eu față de lume. Câți din lumea aceasta care au fost botezați de mici pot să se laude cu crucea lui Hristos, prin care lumea, curviile, bețiile, minciunile, furtișagurile au fost rupte de ei. Cât se pot lăuda să zică eu, prin crucea lui Hristos, am fost rupt de curvii, am fost rupt de beții, am fost rupt de străbălare. Vreau să vă întreb și cred că sunteți de acord cu mine, pentru că de aceea sunteți aici. Eu cred că emoție mai mare ca ziua asta n-ați simțit niciodată în viața voastră. Sincer, e așa sau nu e așa? Eu cred că bucurie mai mare ca acum n-ați simțit, nu știu, nici când v-ați făcut casa asta superbă, nici când v-ați făcut piscina asta din spate în care, iată, ați vă botezat, nici când poate ați câștigat, nu știu, primul 1.000.000 de euro din fotbal,
Eu cred că n-au fost emoții care să egaleze această emoție a intrării în împărăția lui Dumnezeu. Nu se compară, vă spun, nu se compară. Ok, te-ai uitat la 1.000.000 de euro și ai zis, asta e toată bucuria pe care mi-o dă 1.000.000 de euro, asta e toată bucuria pe care mi-o dă o casă, asta e toată bucuria pe care mi-o dă terenul ăsta pe care stau, asta e toată bucuria unei cariere. De-aia oamenii și caută să își înăbușe aceste sentimente în alcool, în tot felul de patim, pentru că nici nu simt bucuria din ele. Dar aici cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că El lasă peste noi o bucurie enormă și nu mai avem nevoie de absolut nimic altceva. Trăiți cea mai mare bucurie a vieții voastre. Trăiți cea mai mare emoție a vieții voastre. Emoție în care mărturisiți cu gura voastră pe Iisus Hristos ca Domn și mărturisiți un cuget spălat și curățit. Ceea ce voi știu din mărturia voastră, n-ați avut dintotdeauna. Un cuget curat. Ați putut să păcătuiți, ați putut să faceți tot felul de blestemății și tot felul de păcate până când Hristos a venit la voi, v-a luminat cugetele cu lumina Lui și n-ați mai putut să faceți lucrurile acelea. Este așa sau nu e așa? V-a luminat Hristos cugetele. V-a adus lumină și efectiv vi se face scârbă de păcat, pentru că nouă ce ne produce păcatul în momentul de față e doar silă. Și bucurie și desfătare mai avem doar în Iisus Hristos și în poruncile Lui. E bucurie. Pot spune despre Mariana Liuță că e un fel de Solomon. Amin. Îmi dai voie să-l compar cu Solomon, da? Să vă zic și de ce. Cu țintoarele sau... Fiți atent. A gustat din... împreună cu tine, bineînțeles. Ați gustat din tot ce se gusta, din tot ce se putea gusta pe pământul acesta. Ați gustat din bogății, ați gustat bogățiile de-a sau? Ați gustat faima lumii, ați gustat-o, da? Ați gustat, cred că, cele mai rafinate și mari plăceri ale lumii acestea, așa e? Poate ați mâncat cele mai, nu știu, scumpe fripturi din lume, ați băut cele mai scumpe și rafinate băuturi din lumea asta. Și cred că dacă voi sunteți aici îmbrăcați în haine albe, simple, smerite, da? Înaintea lui Hristos, eu cred că ce vreți să transmiteți tuturor care, celor care vă urmăresc, este că totul în afară de Hristos e deșertăciune și goană după vânt. Este așa sau nu este așa? Este așa, Maria? Asta e comparația mea, de-aia te-am comparat cu Solomon. Pentru că Solomon le-a gustat pe toate, le-a avut pe toate. Noi nu le-am avut chiar pe toate, dar nu-i nevoie. Da? Nu-i nevoie pentru că ne uităm la un om ca tine, ne uităm la oameni ca voi, care le-au gustat pe toate, le-au văzut pe toate și dacă au venit la Hristos, înseamnă că chiar tot ce este în lumea asta e deșertăciune. Tot ce e în lumea asta e deșertăciune și goană după vânt. Solomon le-a avut pe toate, a avut și țintoare, a avut și bogății. Zice, am construit grădini de nu se asemuiesc cu nimic pe lumea asta. Am avut femei fără număr, am avut mâncăruri fine, am avut aur și argint de pietrele de pe drum, erau ca aurul și argintul din casa mea. Dar toate, așa cum spune și Apostolul Pavel, toate le socotesc ca un gunoi, pentru că l-am câștigat pe Hristos cea mai mare comoară. De acum încolo, nu uitați în lucru. Cea mai mare comoară voastră este Hristos. Cea mai mare bucurie a voastră este Hristos. Voi sunteți o încurajare pentru noi. Repet, dacă nu v-ați găsit în lumea asta odihna și pacea și binecuvântarea, înseamnă că doar la Hristos este. Este așa să vă Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu uitați, de astăzi înainte ați intrat în cea mai frumoasă familie care există pe pământ și ați intrat într-o familie veșnică. Veșnicia voastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu poate să vă fure nimeni. Așa cum spune tot Apostolul Pavel în Romani 8, nimic nu vă va putea despărți de Iisus Hristos. Nici boala, nici sănătatea, nici sărăcia, nici bogăția, zice, nici îngeri, nici demoni, nimic din ceruri sau de pe pământ nu o să vă mai poată despărți de Iisus Hristos, pentru că în voi am văzut emoție pură, emoție sinceră și asta este tot ce voiam să văd. Ce pot să vă mai spun? Sunt așa de onorat și de fericit de faptul că astăzi am și o șansa umilă de a fi alături de voi. Am șansa umilă de a mă bucura împreună cu voi, cu o familie superbă,
o familie minunată și mă rog după voi să intre mulți în cer. Amin. Amin. Da? Să dați așa cu umărul în poarta împărăției și să o țineți larg deschisă pentru toți cei din casa voastră, pentru copilașii voștri, Dumnezeu să-i binecuvinteze, pentru toți prietenii cu care odinioară ați chefuit și ați avut petreceri mari în lume și care, la fel ca și voi, își au găsit bucuria în cele lumești și pământești și constată că doar în Hristos. Mă rog Domnului de acum încolo să tot avem botezul. Amin. Amin. Să amin. Tot avem și să ne bucurăm în Iisus Hristos. Nu uitați că totul de pe pământ e goană după vânt. Ce contează este acest moment, amin, în care ne împăcăm cu Dumnezeu. Și vreau să vă mai zic ceva. În timp ce cântam această cântare minunată pe care fratele Edi împreună cu familia a condus-o, ne-a condus în această cântare, mă gândeam la un lucru. Eu am întâlnit în slujirea mea mulți oameni care au făcut pact și legământ cu diavolul. Și am văzut o distrugere cum nici în filme nu există și n-am văzut în filme distrugere mai mare decât la un om care a făcut pact și legământ cu diavolul. Și m-am gândit în timp ce se cânta, dacă diavolul printr-un legământ are așa de mare autoritate asupra unui om, cu atât mai mult Iisus Hristos printr-un legământ are autoritate să facă bine. Și dacă am văzut că diavolul printr-un legământ a distrus, voi astăzi faceți legământ cu Cel care este Domnul vieții. Amin. De acum încolo, amin, vreau să aveți toată, să nu vă fie frică de nimic. Poate ați auzit, după botez vor veni, ispite au venit și înainte și o să vină și după. Nu vă fie frică de nimic, pentru că voi ați făcut legământ cu Domnul vieții, cu Cel mai puternic și cea mai importantă persoană din univers, persoană căreia i s-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ. Să nu vă fie frică. Amin. Frica e de la diavol. Amin. Dumnezeu să-l mustre și pe noi să ne umple de curaj. Amin. Vreau să ne vedem și în cer. Amin. Amin. Și până atunci Dumnezeu să ne ajute să câștigăm și pe alții. Vă mulțumesc. Amin. Sunt onorat și haideți să ne îndreptăm spre apă sau Edi. Prea de aici lucrarea.